În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 26 de nave fără operațiuni portoare. 15 dintre acestea sunt în portul Constanța, 8 în portul Midia și 3 în portul Mangalia. Cele mai multe necesită reparații. De asemenea, la avizări vineri erau 9 nave, 8 pentru portul Constanța și una singură pentru portul Mangalia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 11 februarie, 26 de nave erau sub operare. 22 se aflau în portul Constanța, 3 în portul Midia și una în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau vineri dimineață șapte nave. Dintre acestea, trei așteptau pentru operare, iar 4 nu aveau operațiuni portoare.